De ce v-ați dat demisia de la Tarom, din ambele calități pe care le aveați acolo? Mi-am dat demisia fiindcă am sesizat lucruri care nu pot fi acceptate de către o persoană care are principii și care își dorește să rămână în continuare la companie, să poată să facă ordine, chiar și pentru o perioadă scurtă. Deci nu poți să accepti să se întâmple lucruri care în etapa următoare, când ai putea să fii tu la conducere, chiar și pentru o perioadă scurtă, să nu ai argumente și să acționezi cu standarde duble. Adică, într-un fel, acționezi cu cei care au produs anumite situații deosebite companiei și mă refer la directorul general și, pe urmă, să încerci să iei măsuri cu oamenii din companie pentru niște greșeli și mai mărunte. Deci nu pot, trebuie să fii extrem de ferm și corect în toate deciziile. Pe mine m-a determinat asta, eu nu mi-am dat demisia în 21 când au cerut-o cei de la minister, dacă nu sunt de acord cu domnul Heisman să-l prelungesc mandatul. 21 octombrie. Eu am depusese în demisia cu mult înainte către membrii Consiliului de Administrație, au primit-o și au insistat să mai rămân pentru a lucida toată problema. Deci, să înțelegem foarte clar, nu a fost vorba de nicio presiune în decizia pe care ați luat-o. Nu, m-a ajutat doar că să o fac, să arăt că s-a întâmplat nu numai din cauza dorinței mele, dar și alții au fost interesați ca să mi se întâmplă lucrul ăsta. Dar ce anume v-a nemulțumit? Care au fost motivele care au determinat această demisie? Spuneați evocați niște principii. Ne puteți spune ce anume fapte au încălcat aceste principii? Când un manager al unei companii aeriene nu se ocupă sub nicio formă de problemele companiei, când intră în alte jocuri politicianiste sau, dacă vreți, le ridicăm mai sus de discuții cu Comisia Europeană pentru Transporturi, cu ambasadele, cu FMI-ul, ca să discute și să arate câte greutăți se fac lui de către Consiliul de Administrație, când el face declarații care nu se pot accepta din partea unui conducător cu experiență pentru o companie aeriană, când se încalcă legea. Deci se încalcă legea și nu fac afirmații gratuite. Deci se încalcă legea și nu se ia nicio măsură. La ce lege vă referiți? Mă fac referire la ordonanța de urgență 26 privind angajarea de personal juridic sau de asistență juridică, care era interzisă complet pentru o companie precum este Tarom, care are un serviciu de 10 persoane. Fac referire la ordonanța 34, care interzicea la momentul când s-a achiziționat această consultanță juridică, obliga la licitații. Deci, când nu se respectă aceste lucruri de către un conducător care trebuia să fie primul, mai ales că, nu știu, avem o altă viziune asupra modului cum se respectă ordonanța 109, care e ordonanța corporatistă în Uniunea Europeană, care dânsul a venit din Uniunea Europeană, trebuia să ne învețe pe noi cum se respectă. Dânsul n-a respectat. Deci, ca să înțelegem, să înțeleagă toată lumea, e vorba despre o acuzație pe care o aduceți domnului Heinzmann, actualul CEO al Tarom, că a încălcat legea făcând o achiziție de servicii juridice prin încălcarea legii. Nu am vrut niciodată să scot această problemă ca fiind o acuzație directă și să creadă cineva că am vreo problemă cu dânsul. Nu, eu am fost cel care am chemat Corpul de Control al Ministrului să constate aceste lucruri. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Asta era în luna iunie. Și când am chemat Corpul de Control și am zis că este cea mai bună ocazie dânsul să constate, nu eu, că eu aș putea să fiu subiectiv, dar când ai documente în față, nu ești subiectiv, ești vorbești despre ele. Despre ce contract vorbim, când a fost încheiat și cu ce companie? A fost contractul încheiat în luna martie cu un PFA, nici măcar o companie, un PFA. Pentru servicii de consultanță juridică, care ar fi trebuit să fie pe tema ordonanței 34, care obliga Taromul să se alinieze la standardele de licitație pentru toate serviciile.
Deci, și cât a fost suma contractului? Dacă vorbim despre sumă, o să zică cineva, păi până în 10.000 o sumă mică. Dar noi despre ce vorbim? Nu despre sumă, putea să fie 100 de euro sau 50 de euro când încalci legea, nu mai și, contează. Și cât a fost suma? Deci am zis până 5.000 de euro, da. Bun, și domnul Heinzmann, ce a zis? Bănuiesc că l-ați confruntat cu această problemă. Un răspuns care, credeți-mă că o să lase pe oricine stupefiat când corpul de control l-a întrebat despre această situație, este și asta scris, dar ce credeți, că eu sunt prost să semnez așa ceva? Cum adică? E consemnat acest răspuns? Sau? E consemnat, dar în același timp e consemnat faptul că pentru prima, deși dânsul a fost avertizat de către serviciile de specialitate din cadrul companiei că nu poate să facă această achiziție, dânsul atunci pentru prima oară în activitatea dânsului, că până atunci dânsul a cerut de la toată lumea să facă adrese și în română și în engleză, atunci dânsul a găsit de cuvință că e bine să facă dânsul un raport de necesitate pentru achiziția acestei consultanțe. Dânsul a semnat în românește, a făcut textul și tot dânsul a aprobat. Am înțeles. Există vreo concluzie a corpului de control, un raport pe această temă? Eu am așteptat, fiindcă de asta văzând că nu se întâmplă nimic, că nu se mai valorifică rezultatele corpului de control, adică raportului corpului de control, văzând că nu se întâmplă nimica, am zis, mi-am luat orice speranță că se poate schimba ceva și am zis să îmi dau demisia. Dar știți că la această sumă, conform ordonanței care, de urgență, care reglementează achizițiile publice, pentru această sumă, sub pragul de 50.000 de euro, nu trebuie făcute niciun fel de licitație. Se poate face prin încredințare acum directă. Dar la data respectivă, în luna martie, erau obligatorii toate achizițiile să treacă prin această procedură. Nu, sub pragul de 50.000 nu era voie. Nu era nevoie. Nu era nevoie. Deci sub pragul de 50.000 pentru companii nu era nevoie de licitații. 50.000 de euro. Deci, rețineți, era vorba de achiziții de consultanță juridică care erau interzise de ordonanța 26, da? Și erau sub incidența și a acestei ordonanțe 34, care obliga la licitații pentru achiziții. Asta e unul din aspectele pe care le-ați reclamat acolo. În rest, o să mă întrebați ce alte probleme au fost. Eu vă întreb pe dumneavoastră, cum poate un director al unei companii aeriene, la prima ieșire în public, să vină și să spună s-a gândit bine și ar trebui să iasă din alianța SkyTeam, să iasă din IATA, să renunțe la sistemul de distribuție global Amadeus, fără să ține cont de faptul că mai sunt încă 3 sisteme de distribuție globale, nu numai Amadeus, dar l-a nominalizat pe acela. Deci când un conducător vine și spune așa ceva în presă despre compania, despre gândurile lui, îți faci mari probleme. Dânsul ar fi trebuit să facă dânsul singur planul de management. A venit și și-a mai adus un director financiar și o firmă de consultanță care să-i facă acest plan de management. Păi atunci, care e aportul dânsului, care e contribuția la conducerea companiei, când dânsul se declară de la început, deși a constatat și spune tot în acel interviu prim că Taromu are o mină de aur, departamentul tehnic, și așa este. Dar când spune, dar sunt prea mulți oameni, ar fi însemnat că trebuie să mai umble, nu știu dacă să restructureze, dar măcar să păstreze numai pe cei foarte buni și restul să-i redistribuie. Pe urmă, mai târziu zice, domne, eu sunt adeptul unei restructurări prietenoase, eu nu vreau vărsare de sânge. Despre ce vorbim? Păi dânsul a venit, fiindcă adică s-a recomandat ca fiind un expert în restructurarea de companii aeriene, dacă i-ați văzut CV-ul.
și toată lumea, pe asta a contat, că e bun să restructureze. Păi dânsul n-a făcut absolut niciun pas pentru restructurarea companiei. Dânsul a făcut numai să păstreze niște o stare de lucru și să își îmbunătățească relațiile cu sindicatele, care să nu le supere sub nicio formă, deși sindicatele au puterea să înțeleagă când e vorba de făcut un lucru corect, chiar dacă uneori sunt afectați și ei, dar înțeleg dacă toată lumea le spune. Dar când Consiliul de Administrație le spune, domnilor, nu mai putem să mergem cu același model de business care în ultimii 5 ani a fost falimentar, care ne-a dus 300 de milioane pierdere, timp în care acum competiția după piață e extrem de agresivă. Deci noi nu mai putem, trebuie să ne schimbăm modelul de business. N-a zis nimeni că trebuie să dăm afară 100 sau 1000 de oameni. Nu. Voi împreună, deci executivii, voi vă gândiți și găsiți soluția. Și dânsii vin fără nicio soluție și spun, adică vin doar cu paliative. Păi dumneavoastră acceptați că e un director dintr-o țară capitalistă, și noi suntem acum, dar cu vechime în capitalism, vine și propune Consiliul de Administrație din prima lună de când el a conduce că trebuie să închidem agențiile externe și să angajăm o firmă și o nominalizează pe care, o firmă de care să ne asigure vânzarea în toată Europa. Deci sunt niște lucruri care eu probabil că eu gândesc altfel. Deci nu ați fost de acord cu absolut nimic din ce a făcut. Bun. Despre domnul Heinzmann, la moment dat, dumneavoastră, la momentul scurtării mandatului său, dumneavoastră ne-ați spus nouă așa și citez: e greu pentru cineva din afară să înțeleagă foarte bine dacă nu cunoaște limba, legislația, încheiez citatul, și că din aceste cauze are probleme de adaptare. În opinia dumneavoastră, un manager privat la Tarum nu poate fi bun decât dacă știe limba română? Sau cum explicat atunci succesul unor manageri străini precum cei de la Raiffeisen, Rompetrol, Enel? Vreau să vă spun, fiindcă sunt multe discuții și noi am abordat această problemă. Compania Tarom nu este o firmă, de exemplu, cum spuneți, despre o bancă, despre altceva care are niște reguli standard care să pot implementa doar să le respecti. Compania Tarom are oameni, are 2000 și ceva de oameni, în care are piloții care trebuie antrenați extrem de bine, tehnicieni care să respecte, să aibă niște licențe la un standard foarte ridicat la nivelul Uniunii Europene, niște oameni care însoțitori de bord și personal care asigură toate serviciile, economiști care trebuie să înțeleagă toate procesele, să se adapteze competiției. Companie cu un caracter specific, la fel ca și celelalte. O bancă, o companie de fiecare cu specificul ei. Iertați-mă, într-o bancă poți să vii și să aplici o instrucțiune, de mâine reducem toate costurile astea și nu se întâmplă nimica. Dacă oamenii nu respectă, îi dai afară și ai la ușa ta încă 30 sau 50 în plus care sunt gata să vină la fel de bine pregătiți, școliți cu aceleași idei de business, fiindcă băncile au aceleași probleme, numai tu să-i coordonezi. Taromul nu e același lucru. Taromul trebuie să ținem cont că în Tarom există niște sindicate care trebuie să le vorbești, să te comporți și să le impui și să-i convingi de anumite lucruri. Nu numai pe un conducător, pe doi care să-i aliezi de partea ta. În Tarom s-au întâmplat lucruri care trebuia să, adică ar trebui cunoscute de conducătorii care sunt în momentul de față. Ori dânsul, toate au fost scrise în limba română, fiindcă și corpul, toate corpurile de control solicită ca acestea să fie făcute în limba română. Păi vreau să vă spun un lucru și vă dau, îmi pare rău că intru în atâtea detalii, dar îi face corpul de control financiar de gestiune, îi face rapoarte pe care dânsul, fiindcă nu știe legislația, deși în raportul corpului de control scrie exact ce se întâmplă, ce ar trebui făcut, dânsul, neînțelegând, zice, domne, să vină o firmă de consultanță care să îmi spună dacă e sau nu e. Dar el nu are un translator, nu există o echipă acolo. Mi-e greu să-mi închipui că nu are translator, dar v-am spus, nu e o activitate simplă conducerea unei companii aeriene. Sunt nicio formă. Bun, vorbeați de activitatea domnului Heinzmann și de
reproșurile pe care i le-ați adus legate de modul în care gestionează compania, dar rezultatele Tarom pe anul ăsta arată mai bine decât cele pe anul trecut, nu? Oricum le-am privit. Care ar fi explicația? Din afară, dumneavoastră le vedeți într-un fel. Să vă spun eu care este adevărul. Vă rog. Anul trecut a fost un an extrem de trist pentru companie, fiindcă s-au schimbat trei seturi de manageri, trei seturi. Vă dați seama cât de greu a fost pentru Tarom să aibă o direcție. O să mă întrebați, dar cum mai merge Taromul? Marea problemă pentru Tarom este că are niște structuri foarte bine puse la punct, adică cu management care poate să desfășoare și să evolueze chiar și fără un manager, fiindcă managerii la compania Tarom în ultimii ani au creat numai probleme. Și e o afirmație probabil delicată, dar care o pot justifica fără nicio problemă. Nu se vede din rezultatele financiare. Deci o pot justifica. Deci compania ar putea să meargă și fără ei. De asta tehnica e reparată foarte bine, piloții aterizează foarte bine, deci sunt niște lucruri. Dar celelalte care ar putea să te aducă într-o postură mai bună în fața competiției, legate de deciziile, de deschidere de rute, de îmbunătățirea... Strategice, dacă nu le iau un conducător, se vede că rezultatele sunt, dar activitatea propriu-zisă se face fără nevoia, adică fără necesitatea unui conducător. Și asta suport. Deci, ce s-a întâmplat anul ăsta? Dacă anul trecut a fost un dezastru pentru companie, un dezastru, că a fost o pierdere extraordinară, 236 de milioane de lei pierdere, anul ăsta a ajuns în momentul de față, fiindcă nimeni, chiar domnul Isar, care l-ați găzduit de multe ori cu diverse declarații... Prelor de pe blogul său, da. Prelor după blogul său, păi, poate să spună un domn care este școlit la Oxford că a trecut compania Tarom în luna iulie pe profit. Păi dânsul realizează ce spune. Nu. Care sunt atunci rezultatele? Nu, deci în momentul de față compania are 22 de milioane de dolari pierdere, dar aș fi vrut ca să nu anunț eu lucrul ăsta, să anunțe cei care mai sunt în măsură acolo și să vorbească și da, la 9 luni și să vorbească și despre ce se va întâmpla în următoarele 3 luni, care sunt foarte delicate pentru orice companie aeriană. Când ați văzut ce face competiția, reduce prețurile la 90 de euro, Taromul se aliniază și el, scade numărul de pasageri și ca să-ți păstrezi o cotă oarecare, reduci și tu tarifele la minimum. Păi dacă până acum am avut 200 de euro un bilet până la Londra și acum îl facem 99. Bun, stați puțin să lămurim ceva. Aceste pierderi pe anul acesta sunt asumate în planul de management. Este un plan multianual care prevede anul ăsta. Bun, atâtea pierderi următori scad. Adică să nu spunem că... Da, așteptați. Problema este următoarea. Că aceste îmbunătățiri față de anul trecut, care anul trecut v-am spus că a fost cel mai trist, nu sunt determinate de vreo acțiune care să fie luată de managementul executiv. Nu, sub nicio formă. Acestea au fost niște rezultate de conjunctură și vă explic, că dumneavoastră înțelegeți foarte bine situația. Deci prețul la tona de petrol a fost cu 90 de dolari mai puțin pe tonă. Și anul acesta față de anul trecut. Și se adună cel puțin 10 milioane de dolari economie din acest. S-au făcut și mai puține ore față de anul trecut. Deci s-au făcut și mai puține, care înseamnă o altă economie. Anul ăsta, Taromul a început, deși avea în plan să majoreze numărul de pasageri cu 100.000, a reușit să majoreze cu 50.000. Dar cum? A reușit să majoreze intrând pe piața din Iași și operând acolo trei curse care au adus în 6 luni de zile 50.000 de pasageri în plus. Dar 50.000 de pasageri în plus nu înseamnă că e un rezultat pozitiv, e numai numeric ca volum, dar venitul mediu pe pasagerul acela, fiindcă am vrut să, și Tarom am vrut să competiționeze cu Blue Air-ul care era pe Bacău, s-au făcut vânzări la niște tarife extrem de mici. S-a început Dublin-ul, care la fel, niște tarife foarte mici. Deci
toate astea se văd ulterior în rezultate, fiindcă pe total, la sfârșitul anului, când se adună toate și se face bilanțul, o să fie rezultatele. Dar omul o să ajungă la minimum 40 de milioane de dolari pierdere pe anul 2013. Și asumate în plus, deci, pierderele. Ascultați-mă, vă rog frumos. Deci, dacă ar fi fost din cauza vreunei decizii strategice sau ceva din planul de management, vă dau un exemplu, că intrăm în foarte multe exemple. Cea mai importantă măsură din planul de management care ar fi trebuit să ducă la reducerea costurilor la companie era o politică de alimentare cu petrol. Politica de alimentare cu petrol, care însemna niște lucruri, nu intru în detalii acum, dar pe care domnul Heisman, în prima dânsului ieșire în fața managementului boardului, așa, a spus, o să reducem prin aceste politici pe care dânsul credea că sunt ceva noutăți fantastice pentru companie, o să reducem cu 20% consumul la petrol. 20% la un volum de 100 de milioane de dolari cheltuieli cu petrolul ar fi însemnat vreo 20 de milioane. După un timp, după vreo două luni, a revenit și a zis, nu 20%, 10% o să fie îmbunătățirea la cost. După ce aceeași firmă de consultanță din India a venit și ne-a spus cum să facem alimentarea cu petrol, toată lumea și-a asumat că mai mult de 0,5-1%, dacă se respectă întocmai, dar nu că a venit dânsul cu vreo noutate, nu, fiindcă astea erau și în cadrul companiei, nu se urmăreau. Înainte fusese aplicat așa ceva? Da, sigur că da, fiindcă în 2009 a fost o consultanță de la IATA care a venit la București, doi oameni, 4 zile, care au stat și au instructat cu aceleași probleme, că nu venea domnul acela din India cu ceva nou. A preluat și dânsul, a crezut că noi nu știm ce se întâmplă în lumea asta, că noi acum suntem pentru prima oară și zburăm de capul nostru fără să fim într-un spațiu dirijat și niște lucruri. Deci s-a acceptat că, de fapt, în ultima ședință care am avut-o cu domnul Heisman pe 26 august, în care l-am întrebat cum e cu acea promisiune că se vor reduce costurile cu 10 milioane de dolari pe an numai din petrol. A zis, da, aia a fost o ipoteză la data respectivă, în practică se întâmplă altfel, n-avem ce face. Păi dacă aia care era cea mai importantă nu s-a realizat, eu vă întreb, ce a făcut dânsul? Deci nimica, restul le putem lua pe toate de la A la Z, n-a făcut nimica. Sprijinul important pe care a fost în companie, deși multă lume o să zică adică ești de partea bordului de administrație, nu, n-au făcut ceva special, doar că au fost foarte atenți, că n-au mai permis să se facă achiziții aiurea care nu trebuiau, n-au permis să, nu știu, să... Bani pentru clientela de partid? Bani pentru clientela de partid nu au mai permis să se sifoneze? Asta e ceea ce deci, spuneți? Putem să-i acuzăm pe cei din bord, bordul de administrație, Consiliul de administrație, că nu sunt specialiști în aviație. Dar de bună credință și de faptul că și-au dorit enorm de mult să poată să redreseze compania, nu putem. Putem să ia de aroganță și de... Cum vă explicați atunci faptul că ei au fost îndepărtați din Consiliul de Administrație? Asta nu mă explic. Deci, acest lucru nu mă explic. Totul a plecat numai de la această dispută între domnul Heisman. Păi, vreau să vă spun un lucru. Dacă Ceau ar fi vrut să-l îndepărteze, l-ar fi îndepărtat la sfârșitul lunii februarie, când i-au făcut o evaluare domnului Heisman. Bun, dar era după câteva luni, nu? Erau 4 luni, da. 4 luni, păi, în funcție, da. Scuzați-mă, dacă ești un director și cunoști probleme unei companii, din a doua zi intri în probleme. Da, domnul Demetriade, eu am o curiozitate. Dumneavoastră ați fost numit director executiv în primăvară, da? Da. În primăvara anului 2013. Anul trecut, în 2012, a existat o listă scurtă de nume, de propuneri, făcute de recrutorii Pricewaterhouse și George Butonoiu pentru funcția de manager privat. Numele dumneavoastră n-a fost pe acea listă, nu? Pe lista scurtă. Cred că sunteți puțin dezinformați.
Îmi cer scuze, îmi dacă numele dumneavoastră a fost pe nu, acea listă. Nu, cred că asta ați preluat-o. Nu, pe lista membrilor executiv, cu rol executiv. Cât timp aveți la discuția asta? Oricât. Deci, din punctul meu de vedere... Cum s-a întâmplat? Deci, din punctul meu de vedere, dezastru a pornit de la modul la care s-a făcut recrutarea pentru executiv și pentru bordul CEA-ului. Și o să vă spun de ce. Dar ajungem că mă întrebați că eu n-am fost pe listă. Nu, eu am fost pe listă la poziția numărul 12, deși am aplicat pentru director general, dânsii cu de la sine putere au zis nu, de director general nu ești bun. Deci nu erați pe lista cu rol executiv? Nu. Eram pe lista cealaltă, da? Cu Consiliul de Administrație la numărul 12. După mine urmau domnul Pascariu, domnul Prunariu, domnul Lădunca, ceilalți. Nu domnul Isar, că domnul Isar n-a fost niciodată pe nicio listă. Deci dânsul n-a fost pe nicio listă și a intrat, nu știu cum. Da, e problema dânsului, nu mă interesează. Deci eu m-au pus executiv, dar fără să semnez niciun document, fără să fiu nimica, doar să fiu alături și să ajut la implementarea măsurilor din planul de management, care din punctul meu de vedere nu erau cele care ar fi trebuit planul să fie. Planul de management asumat de... Făcut de domnul Heinzmann și aprobat de Consiliul de Administrație. Așa, dar trebuiau și alea rezolvate. V-am mai spus în discuția anterioară că eu am reușit să, în fiecare zi, 6 luni de zile, am adus directorii din cadrul companiei, pe toate executivii, în fiecare zi dimineață, ca să discutăm despre problemele, zborul din ziua anterioară, defecțiunile tehnice, întârzierile, motivele, numărul de pasageri, să știm. Era nu pentru prima oară, că am mai făcut asta și în 2001-2002 și e o obligație a tuturor ca să fie informați. Ei nu erau informați, aveau câte o ședință pe săptămână, când aveau alte probleme majore, ăstea treceau pe alt plan. Nici nu știți cât au contribuit ăstea și discuțiile de la noi, vorme erau transmise mai departe la directorul executiv, la domnul Heisman, care să implementeze unele din problemele discutate de noi. Deci, nu poate cineva să zică, eu n-am fost, păi dumneavoastră ați studiat lista cu CEO-ul pentru CEO, o știți? Nu știți. Este. O știți? Da. Vă reamintesc eu, ca să vă fie mai ușor. Au fost 24 de persoane. Din 24 de persoane, un singur român pe această listă. N-am nimic cu domnul personajul respectiv, dar nu răspundea decât la acel criteriu că a existat în companie de 12 ani. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, spuneți, dacă bine înțeleg, că acea selecție făcută de cei trei... N-a fost nicio selecție, nu. A fost o preluare a unor CV-uri. Păi, cum vă explicați că din primii 5, 4 veneau de la companii pe care le-au falimentat? De la FlyMe Europe, de la Babu, de la Estonian Airlines, de la Spanair. Deci erau pe domnul Heisman, care falimentase GMG Bangladesh Airlines, era pe locul 8. Păi dacă citiți toate condițiile care trebuia să le aibă în vedere recrutorul pentru selecționarea, uitați-vă pe ele și le discutăm. Erau făcute pentru mine. Nu le-a făcut cineva ca să mă aleagă pe mine, nu, dar erau după experiența și după rezultatele pe care le obținusem eu și în mediul la stat unde am condus compania, deci am condus-o și am avut rezultate, și în mediul privat unde am condus și am avut cele mai bune rezultate. N-am avut nicio problemă, absolut niciuna, dar nu corespundeam, nu știu cărui standard de a trebui să mă pună pe altă listă. Am zis, ok, asta e, sunt alte indicații. Bun, într-un interviu pe care l-ați acordat chiar azi în presă, ați acuzat de mai multe ori, citez, schimbarea frecventă a managerilor în companie și spuneați că aceste schimbări repetate sunt de fapt un risc pentru companie. Atunci vă întrebăm, cum puteți justifica dumneavoastră sau explica încercarea de a demite din funcția de manager pe domnul Heinzmann? Deși era la început, avea un plan de management pe mai mulți ani, primele rezultate indicau un trend crescător. Da.
domnul Heinzmann nu avea ce să caute la compania ta. Deci expertiza dânsului și experiența nu îl recomandă sub nicio formă pentru compania Taro. Poate era bun la o companie cu două, trei avioane, unde să zboare fără concurență, unde să n-aibă sindicate, unde să n-aibă probleme juridice cu întreg personal, unde să n-aibă un bord de administrație care să îl supravegheze, unde să nu trebuiască să facă licitații, unde să fie așa ceva, o înțelegere, o familie mai mititică. Deci ce plan a făcut în sud de administrație, unde a făcut copy-paste după 90% din propunerile care erau făcute de celelalte consilii, ceilalți directori înainte care au funcționat la companie și unele 90% erau avizate și aprobate și de Ministerul Transporturilor cu mult înainte. Deci dânsul n-a făcut nimic, a venit doar cu niște măsuri care, v-am spus, aceasta cu petrolul, care era o gogoriță, o gogoașă înfuriată, care n-a făcut absolut nimic, a venit cu o propunere de a angaja un agent general de vânzări pe toate piețele, care, iară, e o mare șmecherie. Păi, cum? În ce sens? Păi, da. Deci, un agent general de vânzări care să-ți vândă bilete pe toată Europa, în loc să vinzi tu prin agențiile tale din străinătate sau prin subagenții pe care i-ai toate agențiile de turism, venea această agenție care trebuia, contra unui comision de 2,5%, să facă, care îl încasa de la toate vânzările după piața respectivă, să facă el promovare și să ne ridice vânzările pe piețele respective. Și să vii de la început din luna ianuarie și să spui că trebuie să aducem firma cu tare care să facă asta. Și nu e o soluție mai bună decât să păstrezi toate reprezentanțele taromului, costurile. Nu este o soluție mai bună, fiindcă acel 2,5% adunat la toate vânzările de bilete care se făceau de toți subagenții din țara respectivă, plus cele pe care le făcea agenția, care erau aproape 30-40% din totalul vânzărilor, nu ajung la prețul acela. Iar o agenție trebuie oricum ca să o ai acolo, că nu-ți trebuie numai de vândut bilete, dar ai reprezentanță care să se ocupe de promovare, de discuțiile cu toți subagenții, să intruiască, să vină cu oferte, să le comunice ce se întâmplă. Uitați-vă, toate companiile aeriene au reprezentanți aici în România, dar acționează ca lumea. Ai nevoie de ei la aeroport ca să supervizeze toată asistența de pasageri și handling-ul pentru avioane. Dacă dumneavoastră ați văzut toate aceste aspecte negative din activitatea domnului Heinzmann de la început, pentru că ne-a spus că ați urmărit poziționările planului de management, cum ați fost de acord să intrați în companie, într-o companie condusă de el, pe o poziție de director general, dublând practic ceea ce ar fi trebuit să facă el, atâta timp cât era la conducere? E o poziție oarecum ambiguă. Care a fost argumentul pentru care ați acceptat acest lucru? În primul rând trebuie să înțelegeți argumentul pentru care m-am dus la companie, fiindcă dacă nu ați reținut foarte bine, eu nu m-am dus pentru nicio retribuție, fiindcă n-am acceptat, nu m-am dus pentru niciun bonus, fiindcă n-am acceptat și mi-am scris asta de la început când m-am dus în cadrul AGA, n-am acceptat absolut nimic, niciun bilet, nicio mașină, niciun telefon, nimic de la companie. Am vrut, fiindcă mă leagă enorm de multe, nu vin acum cu patetin să explic de absolut tot ce e, dar tot ce am învățat eu și am materializat în firma pe care a avut-o soția, m-a ajutat enorm experiența de la Tarom și am ținut aproape de, fiindcă am 30 de ani în total în aviație, am vrut să îndrept niște lucruri. Din acest motiv am și avut atenționări care le-am făcut la început, de când s-a schimbat tot executivul de la Tarom, încercând să trag semnale de alarmă că trebuie să fie o altă mentalitate și o altă gândire în dirijarea companiei. Am fost și am acceptat să mă duc acolo, fiindcă am înțeles că și bordul de administrație au realizat că domnul Heisman nu este ce trebuie. Nu îi ajută, că au nevoie de un om care a trecut prin toate problemele din companie și m-am dus să-i ajut. Când mi-au propus, deci după al doilea, eu am ajuns acolo după al doua evaluare făcută de către Consiliul de Administrație pentru domnul Heisman. Evaluare? În februarie, da? Nu, prima a fost în februarie și a doua în luna mai.
Deci, după a doua evaluare care a făcut-o și vă spun, dumneavoastră care v-ați dori mai mult decât domnul Heisman, probabil să aveți un salariu de 14.000 de euro, nu, în România, dumneavoastră ați fi plecat. Dânsul, în ce sens? Adică ați fi zis, da, domnule, aveți dreptate, îmi pare rău, mă retrag, așa este. Fiindcă nimeni nu a spus nimic decât o parte din lucrurile care i s-au putut imputa. Iar dumnealui atunci... Și acela a fost momentul în care dumneavoastră ați acceptat... Și atunci dânsii s-au întrebat, domnule, ce facem, fiindcă după evaluările astea nu putem să-l mai păstrăm, ce facem, că va trebui eventual să aducem pe altcineva, și, dar ce facem în perioada asta? Și am zis, eu pot să vă asigur că până pleacă dânsul și după ce pleacă dânsul, pentru 8 luni, nu mai mult, să pot să mă ocup de problemele companiei. Din informațiile dumneavoastră, mandatul domnului Heinzmann, da, care a fost redus până în noiembrie, nu? Da, până aceasta, 19 noiembrie. Va fi prelungit până la 4 ani, așa cum fusese inițial? Eu discut cu dumneavoastră. E greu, adică dăm cu banul și eu și dumneavoastră, că nu știm ce... În mod sigur, dumneavoastră, sunteți mai bine conectat la lumea aceasta decât suntem noi, tocmai de aceea v-am și întrebat. Știți ce înseamnă mai bine conectat? Așa credeam că sunt și până pe 21 octombrie. Și spuneam, da, toată lumea a înțeles, fiindcă eu am informat pe toată lumea și nu cu povești, nu cu lucruri foarte certe, cu lucruri pe care, adică care le-a spus domnul Heisman în cadrul Consiliului și a discuției cu tot bordul executiv și cu toți directorii și când ne-a prezentat stadiul de îndeplinire a planului de management. Și unde, dacă vă spun, în luna august, pe 26 august, când facem ședința asta ca să ne spună stadiul de îndeplinire și ne întrebăm, domne, cu ce probleme vii la competiția care în momentul de față pe piață ca să contracarăm, să... Păi, m-am gândit foarte bine să scoatem catering-ul de la bord și clasa business. Păi, domnul Heisman, păi asta înseamnă să trecem în zona aceea de low cost. Dar noi nu putem să fim low cost, fiindcă noi nu avem un singur tip de avion, noi avem 5 tipuri de avioane. Sunt niște treburi care necesită mult ca să discutăm. Detalii tehnice, sigur, da. Detalii tehnice. Cum? Eu așa cred că asta e de cuvinte. Ați mai discutat-o cu cineva? Nu, n-am mai discutat-o. Păi cum, domnul Heisman, veniți cu astfel de propunere acum? Cu cine ar trebui să mai discute? Păi nu trebuie să discute cu directorii comerciali, cu directorul de operațiuni de sol, cu directorul tehnic. Deci, și asta e o propunere care până acum, să înțelegem, a rămas... Păi, a rămas nu, a fost o... Fără ecou public. Nu, dar să poți să vii pe 26 august, după 8 luni de existență acolo și să fie asta propunerea salvatoare pentru companie, apreciați dumneavoastră dacă e corectă. E, toate astea s-au făcut o minută întreagă cu toate discuțiile care a fost dată și dânsului să spună dacă e corect făcută sau nu. N-a zis absolut nimic, deci a însușit-o. Au aflat și tot ministerul. De ce l-au păstrat pe dânsul sau de ce vor, nu știu dacă aveți l-au păstrat. Explicație? Probabil că pentru imaginea în fața ambasadelor, în fața altor... Vorbeați mai devreme de faptul că domnul Heinzmann a discutat cu diverse ambasade, s-a adresat Comisiei Europene. Credeți că ăsta poate să fie un motiv? Cred că e singur. Domnul Heinzmann sau, cred că alți foști membri ai Consiliului de Administrație, v-au acuzat pe dumneavoastră de conflict de interese. Probabil că vă e cunoscută această acuzație. Da, mă bucur că am ocazia ca să discut despre asta deschis, fiindcă până acum doar au fost acuzații. Să precizăm despre ce e vorba, că acuzația suna în felul următor. Dumneavoastră erați în conducerea Tarom ca director general și în același timp, prin agenția de turism World Travel, reprezentați în România compania Emirates Airlines și Fly Dubai. Care este poziția dumneavoastră în fața acestei acuzații? Da. În primul rând vreau să vă spun, trebuie și vreau să abordez din toate punctele de vedere problema asta. În primul rând, noi fiindcă reprezentăm din 97, agenția World Travel reprezintă din 97 pe Emirates Airlines în România, am
atenționat în urmă cu 2 ani pe toți miniștrii, pe directorii generali de la Tarom, pe toată lumea din aviația civilă, că va veni Fly Dubai în România, că trebuie să își eficientizeze activitatea pe linia, că va fi o competiție. Că până anul trecut, în octombrie, nu a fost nimeni. Și Taromul putea să zboare cum, deși avea prin alte destinații, prin Istanbul sau prin Doha, mergeau pasagerii, puteau să ajungă la Dubai, dar când vine un concurent direct, e o altă problemă. I-am atenționat, deci fără să știe nimeni, noi știam că vor veni, fiindcă reprezentând Emirates-ul, oricum sunt în asociere unii cu alții, i-am atenționat, nimeni n-a luat nicio reacție, nu s-a îngrijit nimeni de... Bun, am devenit noi agenții generali de vânzări în România. Știți ce înseamnă agent general de vânzări în România? Pentru o companie de genul ăsta. Înseamnă, cum vă spuneam și despre acel agent general de vânzări care trebuia să fie pentru toate țările în care operează Tarom, adică să încasăm un comision pentru biletele care se vând nu de către noi, că agenția are doar 2 oameni care reprezintă compania, sunt 2 oameni care mai mult transmit instrucțiunile pe care le primesc de la compania respectivă, le transmit la toți subagenții din piață. Deci, nu poate să intervină sub nicio formă o agenție care e reprezentant general de vânzări în politica comercială sau nicio politică pe care o are compania respectivă. Deci doar vinde niște bilete. Nu vă ascund că agenția respectivă, deci World Travel, vinde bilete și pentru Tarom. Adică e un agent de vânzări care vinde pentru toate companiile aeriene. Dar nu poate în niciun caz să influențeze politica comercială a companiei, nici cu deși trebuie și ceea ce spun acum este extrem, extrem de real și se poate verifica. Când a venit Fly Dubai în România, am avut discuții inițiale și am informat, domnilor, veniți în România, nu cred că e cazul să veniți cu o competiție tarifară extraordinară, fiindcă veți pierde și voi, va pierde și pentru și compania Tarom. Nu eram la Tarom atunci, dar m-am gândit și pentru ei și pentru Tarom. Nu trebuie să veniți cu o competiție tarifară care să vă ducă și pe unii și pe alții într-o situație delicată. Veniți la același nivel cu Taromul, păstrați-vă aceleași tarife și voi oricum aveți servicii mai bune. Deci e păcat să distrugeți piața. Ei m-au ascultat. Ce s-a întâmplat la Tarom? S-a întâmplat altceva, că Tarom a venit cu tarife mai mici, dar asta nu are importanță. Bun, v-am făcut așa, v-am pus în picture ca să vedeți ce se întâmplă. Deci 2 oameni, Fly Dubai are reprezentantul lor, care e omul lor, plătit de ei, fără nicio problemă, care e în România. Noi avem 2 oameni care transmitem instrucțiile lor și mai vindem și noi bilete pentru ei, destul de puține, că piața trebuie să vândă. Când cei din Consiliul de Administrație au considerat că au nevoie de cineva cu experiența mea, nu de că cu expertiza, cu experiența mea, am zis, da, înseamnă că e un lucru bun, simt nevoia asta. Dar, în același timp, în ziua în care am fost invitat la AGA, am făcut o adresă înregistrată prin care le-am comunicat că suntem, agenția soției este reprezentanta lui Fly Dubai, că eu nu voi participa la nicio decizie care se va lua în care să fie Tarom în competiție cu Fly Dubai, că nu voi influența absolut nicio decizie în board sau din partea mea asupra operării Taromului. Deci am informat acest lucru, este bine statuat în ordonanța de urgență 109, în care există și astfel de situații, dar trebuie să fie aduse la cunoștință și normal urmărite de către cei care sunt în măsură să o facă. Domnul Heisman, dacă are vreo problemă și poate să spună că eu am intervenit vreodată și ar avea tot dreptul și fiindcă și eu am criticat să vină să spună lucrul ăsta, îl invit să o facă. Deci niciodată nu m-am băgat. Deși vreau să vă spun un lucru. Ar fi fost o oportunitate extraordinară pentru Tarom să facă un parteneriat, un code share cu Fly Dubai și cu Emirates. Și mă întrebați, de ce? Uite, vedeți aici și intervine. Domnilor, a zis că aveți timp. Deci Taromul zboară numai până la Dubai. De la Dubai mai departe, Asia, Extrem Orient, Australia,
Dar omul nu mai duce pasageri, fiindcă nu are niciun partener cu care să-și ducă pasageri. Deci se oprește, taromul face București, Dubai și atât mai departe. Nu se pot combina biletele pe două companii, decât că îți dă un tarif foarte mare care te scoate din piață. Deci taromul nu duce pasageri. Pasagerii îi duce în China, în Japonia, în Australia, în Extremul Orient, îi duce Qatar Airways, îi duce Turkish Airlines, îi duc companiile cu care suntem în alianță, îi duc foarte bine, dar omul nu duce niciun pasager, niciunul nu duce mai departe. Era un prilej extraordinar ca să putem să începem o negociere cu ea, fiindcă vreau să vă spun, companiile acelea din Golf, mai ales din Golf și puterea lor, ei nu țin cont de absolut nimica. Deci ei își văd politica lor și ei o duc și ați văzut că până în prezent n-au greșit cu nimica. Tot ce au făcut, fac pe termen lung. Dar am fi avut ocazia să discutăm cu ei, iar eu eram un bun, adică puteam să asigur o legătură. Însă, tocmai pentru a nu intra în conflict de interes, să zică cineva, a făcut. Nu făceam pentru mine. Aș făcut pentru companie, da? Pentru a nu fi acuzat cu ceva concret de către ceva, am preferat să zic, doamne, eu stau deoparte, discutați voi, negociați, analizați foarte bine, ceea ce nu s-a întâmplat. Spuneți-mi, cât timp ați fost în funcția de director general la Tarom? Ați avut un cuvânt de spus în realizarea programului de iarnă? Nu, n-am avut niciun cuvânt de spus. Noi doar am primit programul. A fost o singură discuție care am făcut-o înainte cu directorul comercial, directora comercială, în privința unei posibile operări pe Moscova. Uh-huh. În care doar am analizat foarte bine toate aspectele din toate punctele de vedere, fiindcă vreau să vă spun că poți să fii un foarte bun specialist acolo, dar mai ai nevoie câteodată și de experiența unuia care poate să vadă mai bine piața și care să înțeleagă niște lucruri. Și după discuțiile pe care le-am avut, s-a contramandat deschiderea operării pentru anul următor. Oricum erau, deși trebuia să înceapă anul ăsta, dar au realizat și dânsii că e prematur, că nu e pregătită piața, că acolo trebuie să închei contracte cu toate agențiile de vânzări ca să poată să poți să fi distribuit. Multe, multe, multe probleme. Dar în afară de aceasta, n-a fost absolut niciodată. Dacă vreți să vă referiți la ce se întâmplă cu zborurile pe interne, probabil că aici vreți să ajungeți. Nu, eu vreau să mă da, spuneți, un exemplu. Dacă aveți acela. Da. În cazul curselor spre Dubai, da? În mai, s-a revenit la un program ce în primăvară fusese schimbat. Adică atunci s-a decis la un program de zi să nu mai lase pasagerul întoi în nopții la ora 3 în Dubai. Acum, în programul de iarnă, s-a revenit la vechiul program, adică din nou cursele la Dubai aterizează la ora 3 dimineața. Da, îmi pare rău că trebuie să intru la amănunte și să vă explic. Deci n-am avut absolut nicio contribuție, nici eu, nici altcineva din Consiliul de Administrație, nici atunci, nici acum. Dar încerc să vă explic. Deci toate deciziile s-au luat numai de către conducerea executivă, de către directorul general și către directorii de specialitățile respective. De ce s-a trecut în vară, a fost acel program? Ca să aveți și o explicație, că dacă era ceva care sfida bunul simț sau logica, probabil că ar fi intervenit și Consiliul de Administrație. Dar i-a lăsat deciziile lor. De ce? Fiindcă în vară a existat un avion care a putut să fie disponibilizat pentru a zbura în timpul zilei. De ce? Fiindcă, în general, zborurile pe Dubai se fac în timpul nopții. Cam toate companiile ajung acolo în timpul nopții. Da, așa cum remarcați, programul pe timpul nopții e foarte dificil pentru companie, fiindcă pasagerii pierd cei care trebuie să fie cazați și la dus și la întors pierd câte o noapte de cazare. Și atunci ei, ca să vină și să se alinieze la programul pe care îl avea competiția Fly Dubai-ul, au zis, facem și noi program de zi.
au făcut program de zi, prin asta au reușit, ascultați-mă în continuare, vă rog, au reușit și să nu mai păstreze echipaje acolo, care erau niște costuri, că în timpul zilei se poate zbura 10 ore dus întors fără să aibă probleme, pe când noaptea nu poți să duci un echipaj să zboare, trebuie să-l cazi. Deci sunt niște probleme. Acum, în perioada de iarnă, ce a apărut, de ce i-au schimbat, deci iar niciunul dintre consiliul de administrație nu s-a băgat. Astea sunt probleme operaționale pe care numai ei le decid. Faptul că intră în reparație, au intrat în reparație perioada asta niște avioane, două avioane, și Airbus-urile se repară prin așa, prin schimburi, și nu au avioane care să le mai folosească în timpul zilei. Au păstrat o singură cursă sâmbătă, când e cea mai aglomerată, și restul cealaltă două le-au pus de noapte după programul inițial. Dar vă spun, și dacă cineva poate să ne demonstreze, eu desfid pe oricine, nu a avut consiliu, eu sau altcineva, nu că de o decizie, dar nici măcar o influență asupra. Deci dânsii și-au făcut singur tot programul.